Bună ziua, Mangalia! Vreme minunată astăzi pe litoralul nostru. Iată, orașul Mangalia se bucură de o vreme minunată, dar ce este mai frumos pe un litoral frumos decât să vezi femei frumoase? Dar ca să fii femeie frumoasă, trebuie neapărat să te îngrijești. M-am împrietenit la o cafea cu Silvia și Silvia ne va arăta și ne va indica cum poate fi o femeie frumoasă. Ce trebuie să facă pentru a fi mai frumoasă decât este? Bună ziua, Silvia! Bună, draga mea! Ne bucurăm că ai venit aici la noi. Cu ce ofertă? Mă bucur că sunt în Mangalia, un oraș absolut superb, cu oameni superbi. Eu sunt area sales manager la Oriflame România, o companie suedeză, prezentă de 19 ani aproape pe piața din România, de 19 ani înfrumusețăm viețile românilor, atât prin produsele cosmetice pe care le oferim, cât și prin gama wellness, pentru că Oriflame înseamnă frumusețe din interior, ca să arătăm bine în exterior. Cu ce ocazie aici? Am avut o acțiune care se numește Caravana Oriflame, să ne împrietenim la o cafea, susținută de partenerii noștri de la Jacobs, pentru că valorile companiei noastre sunt prietenie, spirit și pasiune, acest mesaj de a ne împrieteni cu absolut toți clienții și locuitorii din acest oraș a fost foarte bine primit, dovadă fluxul de oameni non-stop de la locația noastră. Cred că cel mai bine a fost primit de către femei. De către femei și nu numai, că și bărbații sunt interesați și de aspectul lor fizic, dar mai ales al doamnelor de lângă ei. Însă dacă stăm și ne uităm bine, femeile sunt în număr preponderent. Corect. Iar bărbații îi așteptăm, dragilor, vă așteptăm. Un bărbat frumos nu strică niciodată. Corect, așa este. Ce se va întâmpla astăzi aici? Astăzi este punctul culminant al acestei acțiuni de promovare a produselor noastre și culminează în această seară cu un concurs de frumusețe. Wow. Normal. Frumoasele Mangaliei se numește. Vom vedea cine va câștiga. Cea mai frumoasă, sperăm. Așteptăm să vedem. Toate câștigătoarele vor, toate participantele vor primi produse cosmetice de la noi ca să fie și mai frumoase, dacă se poate. Mulțumim frumos, așteptăm să vină fetele din Mangalia, pentru că Mangalia are potențial tânăr foarte frumos. Haideți să ne punem în valoare. Bine ați venit la festivitatea de premiere a frumoaselor Mangalia, care încoronează strădania de câteva luni a organizatorilor acestui inedit concurs foto cu premii. Ce vrea să pună în valoare fotogenia concurentelor, adică calitatea lor de a fi fotogenice, frumusețea și curajul lor, dar și calitatea prezentării personale. O să vedeți aici lângă mine câteva fete deosebit de frumoase și de fotogenice la același timp. Chiar dacă începutul pentru concurente a fost greu, timid, iată că s-au înscris până acum 8 fete frumoase din Mangalia, pentru care juriul a stabilit clasamentele pe lunile de concurs, în funcție de voturile și valoarea notelor acordate de prietenele și prietenii site-ului www.mangalianews.ro și ai paginii corespondente de Facebook. Premiile în obiecte, în valoare de peste 2000 de lei, vor fi oferite astăzi prin amabilitatea a doamnei Clara Veronica, pentru care aș dori să aud niște aplauze. Ai mulțumit cu acest prilej deosebit, pentru că iată, astăzi, doamna Cara își petrece ziua de naștere alături de noi. Aplauze! La mulți ani, doamna Veronica! Vă dorim sănătate multă și realizarea celor mai frumoase proiecte alături de noi, de prietenii tăi, de cei dragi, de familie, de toți cei pe care îi iubești foarte mult. Aș dori să vă prezint juriul, care este format din următorii oameni deosebiți din orașul nostru și domnul profesor Traian Lupu, coordonator programe Mangalia News.ro, doamna Silvia Sandu, ASM, director zonal Oriflame, doamna Mirela Dogaru, organizator evenimente. Juriul nostru a luat cunoștință de rezultatele voturilor exprimate de mangalia.news.ro și concurs.mangalia.news.ro și a hotărât. Și acum aș dori să fac așa un suspans, pentru că tot vedeți, drum.
Primele concurente premiate de concursul nostru pentru luna iunie 2014, câștigătoarele concursului Frumoasele Mangaliei sunt premiul întâi și diploma pe fond auriu Ruxandrei Georgescu cu 82 de voturi. Premiul 2 și diplomă pe fond argintiu, Anda Ioana Hristoiu, 35 de voturi. Nu este? Nu-i nimic? Noi o felicităm. Mie diploma. Da? Ok. Premiul 3 și diplomă pe fond de bronz, Ana Simona Cara, 14 voturi. Bravo, Simona! Pentru luna iulie, trecem la luna iulie 2014, am avut o singură reprezentantă înscrisă, pe domnișoara Adina Mădălina Bodoga, cu 4 voturi, nu a venit, care primește din partea jurului o mențiune pentru participare, însoțită de un premiu corespunzător din partea Oriflame Mangalia. Care îl va primi ulterior. Și acum pentru luna august. Luna august 2014 vine cu o participare mai numeroasă, așa că jurul acordă mai multe diplome, iar sponsorul nostru, sponsorul concursului, mai multe premii. Premiul întâi. Cu 75 de voturi, domnișoara Luana Emilian. Premiul 2, cu 54 de voturi, Andra Maria Becu. Felicitări și le spunem mai departe să se pregătească. Premiul 3, cu 49 de voturi, Mari Elena Siriac. Nu a venit? Urmează să-și primească premiul, da? Mențiune se oferă domnișoarei Corina Vlad, cu 23 de voturi. Bravo, Corina! Și o să vă rog și pe voi să vă prezentați. Patru Bianca Mihaela. Robert Handa. Sunt și ele câștigătoare ale concursului nostru. Sigur sunt câștigătoare ale concursului nostru și vă rugăm frumos să poftim să vă premiem. Pinturul Oriflame premiază toate concurentele. Vă mulțumim foarte mult și mulțumim tuturor, tuturor concurentelor și tuturor, stați că n-am terminat, nerăbdătoare, înainte de a încheia această originală activitate, vă invităm să nu uitați, să propuneți sau să vă autopropuneți și să votați toate fetele frumoase din Mangalia, concurentele ce vor aplica pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2014, pe pagina concurs.mangalianews.ro. Concurs în vederea câștigării următoarelor premii minunate oferite de Oriflame Mangalia. La sfârșitul acestui an dorim să realizăm o retrospectivă foto Frumoasele Mangaliei din cele 7 luni de concurs, care să apară pe site-ul mangalianews.ro și pe pagina de Facebook, iar în luna decembrie să organizăm gala celor mai alese fete, Doamne din Mangalia, cu premii deosebite, cu parada modei și multe surprize, cu alte cuvinte, un spectacol special dedicat frumoaselor Mangalii. Ce aveți de făcut în continuare? Pe adresa de e-mail mangalianews@gmail.com este de ajuns să trimiteți fotografiile voastre sau a celor mai frumoase fete,
pe care le alegeți cu acordul dumnealor, bineînțeles, dintre prietenele paginii noastre de Facebook, însoțite de scurte prezentări și descrieri, vârstă, profesie, ocupație, pasiuni, hobby, modelul prietenului, bărbatului preferat și alte date pe care le considerați necesare pentru a vă susține propunerea pentru luna în curs. Scrieți-ne, vă rog frumos, despre Mangalia cu amintirile, realizările și proiectele voastre de viitor. Dragi prieteni, dragi prietene, următoarea festivitate de premiere o vom anunța din timp. Încă o dată, felicitări concurentelor premiate astăzi. Mulțumim Oriflame Mangalia, doamnei director de aur, Clara Veronica. Mulțumim Mangalia.tv pentru sprijinul media. Mulțumim Mangalia.ro pentru ideea acestui concurs, care dorește să pună valoare frumoasele Mangaliei. Vă mulțumim tuturor pentru participare. La revedere, pe curând. Vă mulțumesc și eu numele meu personal pentru răbdare și pentru încredere.